Este oficial. Olimpia Cluj și FCM Târgu Mureș își vor disputa pe stadionul Cetate duminică de la ora 17:30 trofeul finalei Cupei României la fotbal feminin. Dacă ieri v-am prezentat pe larg subiectul finalei Cupei României la fotbal feminin, astăzi a venit momentul să acordăm puțin atenție și celorlalte două evenimente importante din fotbal dedicat reprezentantelor sexului frumos care vor avea loc în municipiile Alba Iulia și Sebeș. Săptămâna fotbalului feminin se va încheia duminică pe stadionul Cetate cu începere de la ora 17:30 cu finala Cupei României la fotbal feminin. Cele două echipe care se vor lupta pentru marele trofeu sunt Olimpia Cluj, care a trecut în semifinale de CSS Târgoviște cu scorul de 11-0, respectiv FCM Târgu Mureș, care s-a calificat după semifinala câștigată cu 5-0 în fața celor de la CFR Timișoara. Până la marea finală, în Alba Iulia va avea loc faza interjudețeană a programului Fotbal și Feminitate pentru clasele 5. Meciurile se vor întinde pe durata a două zile. Vor participa selecționate ale județelor Alba, Arad, Brașov, Cluj, Dâmbovița, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Teleorman și municipiul București. La noi, în weekendul care ne așteaptă, vom avea etapa interjudețeană pentru clasele 5-8. Vor participa toate cele 9 județe plus municipiul București, incluse în primul an de program. Deci vor fi 10 echipe, jocurile se vor juca pe terenul de lângă HCC și terenul de la liceu Dorin Pavel, fost numărul 3. Sâmbătă, toată ziua, dar cu pauză de masă, și duminică numai la terenul de lângă HCC. Toate jocurile care vor stabili clasamentul final, adică în afară de finala mică și finala mare, și locurile 5-10. În municipiul Sebeș va avea loc faza finală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, tot la fotbal feminin. Echipele participante sunt Colegiul Național Avram Iancu din Câmpeni, Liceul Teoretic Spiru Haret Moinești, Liceul Teoretic Emil Bota Adjud, Colegiul Național Grigore Moisil Urziceni, Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu Târgu Jiu, Colegiul Tehnic Pania Ianoș Ordoheiu Secuiesc, Liceul Tehnologic numărul 1 Șuncuiu și Liceul cu program sportiv Mircea Eliade București. În paralel la Sebeș, tot în acest weekend vom avea turneul final ONSS pentru licee. Vor fi prezente 8 echipe calificate din țară. Acțiunea va începe cu o zi mai devreme, adică și în 7 vom avea meciuri, iar finalele vor fi duminică. Încercăm, și așa am creionat și calendarul competițiilor respective, ca să putem fi prezenți, cum s-ar spune, la toate acțiunile de festivitate de premieră, pentru că va fi greu să ne împărțim peste tot. Undeva la 11:30 prevăzută festivitatea de premiere pentru ONSS la Sebeș, la 13:30 festivitatea de premiere pentru etapa interjudețeană clasele 5-8 din programul de dezvoltare fotbal și feminitate. Proiectele din fotbalul feminin care se vor derula la sfârșitul acestei săptămâni în Alba Iulia și Sebeș sunt dedicate întru totul dezvoltării fenomenului atât la nivel local și județean cât și național. Acest program de dezvoltare a fost făcut în ideea de a trezi curiozitatea fetelor de a juca fotbal, de a le oferi nu neapărat o competiție, ci o acțiune fotbalistică unde să își poată consuma energia, unde să socializeze și poate chiar să gândească că în viitor mai vor competiții de fotbal feminin. Așadar, județul Alba își pune serios amprenta pe dezvoltarea fotbalului feminin din România și va fi, timp de 3 zile, capitala fotbalului rezervată reprezentantelor sexului frumos.